vizibilitate, că era noapte, că era ziua, că era ceață, că era soare, că nu știu ce... Da, șoferul mașinii de teren spune în declarația lui că l-a văzut cu 10 metri înainte. Mulțumesc, e culpă. Uh-huh. Asta spune el. Deci înseamnă că și prima mașină, cei din prima mașină, puteau să-l observe pe băiat. Bun, eu am o întrebare. Fac apel la simțul civic al oamenilor care ne privesc de acolo, din localitate, din comunitate. Se vorbește în sat. Când moare un tânăr de 25 de ani care vine de la discotecă și este omorât și în halul ăla pe drum, toată lumea vuiește, da? Vă rog să-mi spuneți, fără să vă dați numele, dacă vă este teamă, care urme și cine știți că era în prima mașină, acea mașină albă, care e posibil să-l fi pus la pământ și să-l fi lovit primul, de fapt, pe Raul. Întreb oamenii și vă rog, scrieți-le la 0744-349-902. Cine credeți, cine știți că era la volanul mașinii, a cui era mașina, cine mai era în mașină, de ce această primă mașină nu apare practic deloc în anchetă, că accentul se pune numai pe cea de-a doua mașină de teren, care, din punct de vedere... Păi dacă aflăm acuie mașina, răspundem și la întrebarea de ce. Eu fac apel la români. Știți, românii, oamenii simpli, sunt de multe ori cei care pe noi ne-au ajutat în anchete în grele în care poliția n-a putut sau n-a vrut să dea anumite răspunsuri. Dar, până la urmă, important este așa. Dom'le, el era jos când a trecut mașina. Părea că e în picioare, l-am văzut cu câteva. Imaginile pe care le-am văzut sunt înainte să treacă prima mașină sau a doua? Când mergea în picioare, era înainte să treacă orice mașină. Orice mașină. Ok, pentru că dacă era după prima mașină, atunci... Nu, era. Astea sunt imaginile dinainte de orice mașină. Pe această cameră, dacă el a fost filmat înainte de accident, nu a filmat și ce mașini au trecut după aceea. Ba tot da, o să avem imediat aceste imagini. O să avem și noi. Da. Vă rugăm, spuneți-ne, nu vă dați numele, nu spunem nici noi, citim doar mesajele, dar spuneți-ne ce știți că s-a întâmplat. 0744349902. Sunt niște părinți disperați care nu-și pot găsi liniștea, se îmbolnăvesc în fiecare zi, mor încet în fiecare zi, la gândul că copilul lor a plecat sigur, acolo nevinovat și că nu se face dreptate. Sigur, cea de-a doua mașină doar pe abdomen, că după ce văd eu pe dinamică, există posibilitatea să fi călcat cu ambele roți. Așa spun colegii care au studiat. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, noi avem o schiță pregătită, știm, dacă, domnule Coarnă. Adică din ce văd eu aici, există posibilitatea. Uitați-vă la această schiță. Să fi călcat, nu vede doamna. Vedem, aveți acolo. Da. Avem această mașină exemplificată și sunt dimensiunile puse pe această schiță. Avem 2,148 m lățime totală. 1,600 m, 1,60 m între roți. Doar dacă ar fi fost, domnule Coarnă, așezat perpendicular pe axul șoselei și să fie călcat de ambele roți, dar nici atunci. E foarte complicat la înălțimea acestui individ să fi fost călcat. 1,71 m. Cât? 1,71 m. Ce greutate? Avem 1,60 m între roți. 100 și 1 kg, 100 și 2. Dar ce alte elemente au fost găsite la fața locului de la alt autoturism? Pentru că există posibilitatea ca primul autoturism să-l fi lovit peste picioare, să-l fi călcat. Și asta spune și doamna Brooks. Da. Că ar fi și să rămână acolo, niște componente ale mașinii în urma producerii accidentului, după care a doua mașină vine și trece peste el. Da, vine și trece peste el cu intenție, că asta e iar un lucru foarte, foarte important. Nu cred că n-au putut evita. Păi și când de biciclistul vede tot ce se întâmplă, înainte să ajungă mașina de teren, este depășit de mașina de teren și mașina de teren nu vede. Erau bezi toți, din ambele mașini. Cum adică să nu vezi? Chiar așa nu vezi nimic? Exact, pentru că există și posibilitatea asta să fie pe consum de alcool, pentru că veneau de la petrecere. Păi, da. Mai mult că este pe consum de alcool. Domnul Coarnă, întrebați mai devreme dacă sunt camerele de supraveghere. Iertați-mă. Vă rog. Am zis mai mult ca sigur că este pe consum de alcool, pentru că este și ora în sine, este și locația și vizibilitatea, pentru că lumină pe stradă era la perioada la care se crapă de ziua și se luminează, deci n-aveai cum să nu vezi. Da, fost un polițistul care Pașca, care nu lucra la casă. Nu mai dați numele, doamna Bud, zice, să știți, scuzați-mă, să știți că, a fost vedere, s-a văzut.
Păi, asta e. Se vede o dar, Elena, dacă a fost lovit de prima mașină, nu mai puțin o ană. Nu făcea asta, nu făcea șoseaua umedă, nu a fost absolut nimic. Dacă a fost lovit de prima mașină, imediat vine mașina de teren, nu vezi că prima, mașina din fața ta produce un accident? Se vede și mai mult decât atât. Când încerci să eviți un accident, trebuie să pui frână, trebuie să rămână pe șoseaua urmele. Și atunci putem vorbi de intenție? Putem vorbi de intenție sau de consum de alcool la volan. Nu știu, după dinamică nu cred. Dacă îmi permite să intervin. Șoferul la mașinii de teren nu avea alcoolemie. Ce a spus el în declarație unei din unei pasagere, i-a fost rău și poate el a dat atenție la starea ei. Deci el nu a fost atent la drum. Și pentru domnul Coarnă să clarific ceva ca imagine, capul lui pe șosea era în direcția din care el venea. Deci prima mașină care nu era atât de înaltă ca și jeep-ul, când l-a lovit, l-a și rostogolit în aer. Pentru că direcția lui a fost total opusă din felul în care venea. Deci picioarele, mașina pe stomac nu avea... Ia uitați, domnule Coarne, imaginile, le aveți chiar în față. Da. Și vedeți că nu aveți imprintul de cauciucuri pe stomac. Nu există deci posibilitatea avem, să fie lovit, că îmi scrie cineva că mașina de teren are... pe punte, puntea spate, un grup care transmite puterea motorului implicit a cutiei la roțile din spate. Acest grup e pe mijlocul mașinii și e posibil că acest grup să-l fi lovit peste abdomen. Mm-hmm. Îmi scrie cineva. Da, iarăși, are, abdomen are o tăietură, exact ca și o tăietură perfectă de cuțit. Nu este cuțit, bineînțeles, dar așa pare. Haideți să nu detaliem atât de mult. Aici, doamna, a sezizat foarte bine. Doamne, medicul legist trebuia să ne spună mecanismul producerii lor. Pentru că acolo medicul legist nu o face, păi, autoritățile nu iau în calcul că ar fi fost lovit de o altă mașină. Dacă vorbim de cuțit, aia înseamnă că avem un mecanism pe intenție directă. Nu. Înseamnă că mașina ta a făcut cineva important din acel sat și lucrurile sunt legate. Tăietura pare ca ceva de cuțit. Cum? Deci a fost ceva metal de desubtul unei mașini. Haideți să nu mai detaliem, vă rog. Am văzut și eu o tăietură din asta care și de-aia mi-a dat și mie doamna Alina fotografiile și mă uitam pe ele. E ceva acolo în regulă. Iarăși. Dar tot medicul legist ne clarifică sau ar trebui să ne clarifice, să ne spună mecanismul producerii acelor leziuni. Încă o chestiune foarte importantă. Doamna Brooks știe, pentru că discutam ieri, telefonul găsit la 19 metri distanță de victimă. Vedeți și noi aici această și fotografie. Și avem imaginile pe la ecran. 19 metri există posibilitatea de nizbitul să fi sărit. Da, păi asta înseamnă că a existat un impact, așa cum zicea doamna Brooks. Acea casă de pe stâlpul căreia s-au luat aceste imagini video, dacă era la ieșirea din localitate, da, și la scurt timp s-a și produs accident. O astfel de izbitură face un zgomot puternic. Da. Nu s-a trezit nimeni, că oamenii de obicei dimineața, chiar dacă e duminică, la ora 5-6 deja pe la țară sunt pe afară, prin curte. N-a auzit nimeni izbitura aia, impactul ăla în care eventual Raul să fi fost aruncat în aer și rostogolit. Se întâmplă acel impact. Și încă ceva, la un astfel de impact nu se activează airbag-urile în mod normal? Dacă ai o mașină cu airbag-uri, poți frână, păi dacă nu știi. Nu știm nimic mașina. De prima mașină. Păi nu e revizuită corespunzător și nu are airbag-uri, nu știu. Da, dar nu știi nimic despre prima mașină. Nu știm nimic de prima mașină, ea lipsește cu desăvârșire din această dosar. Da, îmi scrie telespectatorul nostru că tăietura e de la grup, nu de la cauciucuri. Da, avem vreo informație cât timp avem între cele două mașini? Ce că scurt, dar nu știm, trebuie să le uităm pe camerele de video. O să vedem imaginile și imediat o să vă răspundem la această să întrebare. Să vină rapid una după alta. Dar așa, așa și a fost. Avem în față pe ecran și dumneavoastră, dragi telespectatori, vedeți chiar acum schița, cum sunt toate lucrurile amplasate în spațiu. La locul accidentului, practic, da? Discutăm despre locul accidentului. Ia uitați telefonul, da? O bucată de material textil lângă. Telefonul, bucata de material textil, șoseta, da, pentru că s-a găsit o singură șosetă, cealaltă era în picior, borna kilometrică, bineînțeles, aici undeva era tânărul, însă nu vrem să arătăm chiar neapărat acest lucru, pantoful, gaica de la pantalon și cheile de la mașină, toate aceste lucruri au zburat pur și simplu.
informații cu un puternic impact emoțional și ieri, domnule Coarnă, spuneam că pachetul de, două pachete de țigări s-au găsit lângă tânăr, unul lângă cap strivit. Două pachete de țigări, aceeași marcă de țigarete, marcă de țigaretă și pe țigara ieșită din pachetul de țigări de care se afla undeva aici între brațul stâng și torace. Noi credem că momentul impactului, înainte de momentul impactului, imediat, de fapt, înainte de momentul impactului, credem că a luat pachetul din buzunar, a văzut că e gol, l-a scos pe celălalt pe care l-avea de rezervă, a scos țigara și atunci a fost lovit. Cred că dacă ar fi fost făcută o analiză... Dar erau amândouă pachetele pline de țigări, cam fona e acolo. Ați văzut... Da, au așteptat toate. Martorul ocular ce spune? Că am înțeles de la dumneavoastră că avem un martor ocular. Ce spune biciclist. Biciclistul. Ce spune biciclistul? Pe care o să-l vedem și pe în imagini. Dar ce spune? E foarte interesant ce spune biciclistul, pentru că are și o continuare a declarației lui. Face o completare la un moment dat a declarației. Prima oară spune așa, că mergea pe bicicletă, a venit prima mașină, l-a depășit, a văzut această mașină că, în lumina farurilor primei mașini, a văzut că ar fi un obstacol pe șosea. Nu și-a dat seama dacă este un individ, un om, o persoană. Obstacol. Atât. Ne spune biciclistul. Prima mașină care îl depășește pe biciclist ar depăși pe partea dreaptă acest obstacol. Asta spune biciclistul. Asta cumva ne spune că ar fi ieșit de pe carosabil, sau cel puțin până s-a redresat să reintre mașina. Pe carosabil mașina. Și că era deja jos. Și că era deja jos. Așa spune biciclistul în prima declarație. În a doua declarație? Te rog, Mirela. Spune că băiatul mergea pe picioarele lui. Da. În rest, toate detaliile sunt... Asta înseamnă că era beat și biciclistul, pentru că la 5 jumate... La 5 era nouă. Dar de ce există această completare? Să revină, nu e așa. Exact. Asta vreau să întreb pe domnul Coarnă, că mai... Ne mai spune așa din... Nu le pică pe dinamică. La 5 ce tot ca... Ascultați-vă puțin, că eu am fost în partea cealaltă. Ziceți, domnule Coarnă. Nu le pică pe dinamică și a revenit și a spus că era în picioare. Asta înseamnă că s-a întâmplat un accident. Adică prima declarație în declarația de impact emoțional. Declarația acurată, corectă. Că a avut reprezentare, că n-a avut o altă discuție. În momentul în care faci reveniri și reveniri, înseamnă că tu, anchetator, ai un interes și nu ți iese cu declarația. Nu se pupă, nu se coroborează. Păi, și atunci ea mai revine după... Anchetator. Poate n-ai văzut bine, poate era căzut. Înțelegeți? Și atunci el sărac cu o anumită presiune emoțională, mai o fi pe acolo și cu un dosar penal. Putem vorbi de un accident și după aceea păi problema e alta. Problema de fond este că am două mașini, iar una nu-i cercetată. Și atunci... Corect. Corect. Iar despre mașina de teren știm tot. Da. Și a fost un impact puternic, pentru că nu pot să zboare obiecte. După dinamică, și violența urmelor, pe care le-am văzut și eu acum, eu cred că sunt implicate ambele autoturism. Da. Și atunci de ce nu cercetăm accidentul complet? Pentru că deținătorul primului autoturism e cineva important din zonă. Da. Da, e foarte important. Nu avem probe. Nu avem probe, dar toată lumea vorbește. E o ipoteză. Mie mi-e greu să cred că la 5 dimineața băieții ăștia veneau din discotecă și erau curați, n-aveau alcool. Și băuseră numai limonadă cu apă minerală și mentă verde. Putem vorbi de un accident, după care s-au grupat, s-au înțeles că era o persoană importantă și s-au scos pe rând fiecare să manipuleze cazul. Și culmea este, dacă, deci, încă o chestiune foarte importantă. Hai să vă mai spun ceva. De la discoteca aia trebuie să faci o verificare a persoanelor care au fost prezente, că e simplu de făcut într-un an de zile, un polițist cu experiență o face într-o săptămână, și mașinile care au fost prezente acolo. Cu ce mașină a fost fiecare dintre participanți? Plus că trebuie să existe camere. Și o și comunitate camere. Mică. La mașină așa camere. Deci puteam vedea persoanele din mașină dacă au consumat ceva. Dinamică, de-aia e și dinamică primul trântezea și al doilea clar. Părinții ar fi aflat cine a condus prima mașină. Cine e? Este o domnișoară dintr-un... E o domnișoară din... De unde era? Din acela stat sau de lângă? Domnișoara cu mașina. Cu prima mașină. Din rezort. Și e minoră sau e majoră? Adică avea permis. Nu e minoră, e majoră. Okay. Părinții ei ce lucrează? Sigur. Vreau să vă spun că eu am încercat să iau legătura cu ea. Cum? Niște două mari, ești cu bani. Ce lucrează? Păi șef la Vital. Nu mai zice, nu. La ce șef? Nu mai lăsați-mă puțin, vă rog. La ce șef?
La apă. La apă, la vișalul ăsta. Păi noi am încercat să luăm legătura cu fata, pentru că voiam să verificăm această informație direct la sursă, pentru că singura care ne poate lămuri este ea. Până una alta, fata nu a răspuns, așteptăm un răspuns din partea ei. Nu vrem să aducem acuzații nimănui, sunt doar ipoteze. Din păcate, Oana, nu mai putem continua acest